Femeia pusese la cale un plan bine gândit pentru a scăpa de copil. A îmbrăcat fetița cu haine groase, a acoperit-o cu o pătruie, a făcut chiar un bagaj cu alte hăinuțe și un biberon și a abandonat-o lângă o ghenă de gunoi. Cel mai probabil a acționat în acest fel în speranța că cineva o va găsi. Până să se întâmple însă acest lucru, trecea o perioadă de timp în care bebelușul stătea în frig, așa că hainele groase în care fetița a fost îmbrăcată i-au salvat viața. Toată lumea este în stare de șoc la aflarea unei asemenea nenorociri. Este condamnat, atât. Și nimic mai mult. Asta ce? Bănuiți pe cineva? Nu. N-aș putea să mă pronunță. Nu, asta nu. E tragic. Există tot felul de mijloace să scap de el. Asta e o crimă. Era viu? Da. Ce ați auzit? Da, viu și l-au dus la spital și am înțeles că și trăiește. A avut noroc și trăiește. Târgujeanul a găsit-o pe fetiță printre gunoaie și a anunțat imediat salvarea. Nou născut, găsit la tomberon de către un bărbat din zonă, vârsta aproximativ 10 zile, o fetiță cu stare generală bună, aparent sănătoasă, a rămas în secția maternitate pentru supraveghere și investigații. De unde ați preluat-o? A fost găsită într-o sacoșă și avea și un biberon cu ea. Micuța a fost internată imediat în secția de maternitate a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. La prima vedere, medicii spun că bebelușul ar fi fost adus pe lume în urmă cu 10 zile. Fetița cântărește 2,5 kg și se află sub supraveghere medicală. Ce vârstă are bebelușul și în ce stare a ajuns la dumneavoastră? Cu aproximație 10 zile. Starea relativ bună. Are urme de violență pe corp? Nu are urme de violență. Este bine acum? Relativ bine. I se vor face câteva investigații și sperăm să fie bine în continuare. Polițiștii sunt acum pe urmele mamei care și-a abandonat fetița la ghiena de gunoi. Când va fi găsită, ea va răspunde în fața legii pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. Nou-născutul a fost găsit abandonat într-o ghenă de gunoi situată în imediată apropierea străzii Alea Zmârdan. A fost preluat de o ambulanță și transportat la spital pentru investigații de specialitate. Din fericire, acesta este în viață, însă urmează ca polițiștii de investigații criminale să continue cercetările pentru identificarea persoanei care l-a abandonat. Aceasta urmând să fie cercetată sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de omor. Momentan, micuța va rămâne în grija cadrelor medicale de la secția de maternitate a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu.